După aproape un an de la divorț, Dea Maxer a făcut o declarație tranșantă pe rețelele de socializare, dezvăluind motivul separării de Dinu Maxer după 18 ani de relație. Ea a explicat că exista o discrepanță semnificativă între imaginea prezentată în mass media și realitatea căsniciei lor. A subliniat că, în ciuda speculațiilor, povestea lor de dragoste s-a încheiat din cauza comportamentului lui Dinu. Mesajul publicat de Dea pe Instagram a generat multe întrebări, deoarece nu a menționat direct la cine se referă și la ce greșeli face aluzie. Cu toate acestea, ea a dezvăluit că diferențele semnificative între comportamentul lui Dinu în intimitate și cel prezentat în public au fost un factor major în decizia lor de a divorța. Într-o postare online, vedeta a transmis un mesaj în care spune că trebuie să acceptăm greșelile celorlalți oameni față de noi, însă nu ar trebui să acceptăm minciunile, fiindcă acestea nu sunt greșeli, ci doar decizii cu rele intenții. Cântăreața a explicat că divorțul a fost cauzat de nepotrivirea de caracter, incompatibilitate și lipsa calmității. Ea a descris comportamentul fostului soț ca fiind irascibil și violent verbal, adăugând că Dinu nu se iubea pe el însuși. Toate aceste detalii au fost făcute publice în emisiunea La Măruță de la ProTV. Ea a mai subliniat că nu putea să iubească un om care nu avea grijă de el. De asemenea, a mai menționat că există o mare diferență între imaginea lui Dinu prezentată la televizor și ceea ce știa despre el în viața de zi cu zi. În urma declarațiilor ei, fostul său soț a răspuns acuzațiilor care i-au fost aduse. El a recunoscut faptul că femeia i-a reproșat că s-a plafonat și că nu mai are viziune și ambiție. La 2 luni de la divorț, el i-a dat dreptate fostei soții, recunoscând faptul că s-a plafonat în timpul căsniciei cu tânăra. De asemenea, a spus că s-a neglijat profesional și că și-a luat rolul de tată mult prea în serios. Se pare că nici părinții Deei nu l-au avut la suflet pe Dinu Maxer. În urmă cu câteva luni, Romeo, tatăl cântăreței, a avut o discuție destul de aprinsă în mediul online cu o urmăritoare a fiicei sale. Internauta i-a reproșat Deei că i-a păstrat numele fostului soț, chiar dacă au divorțat. Scos din fire de comentariul acid al femeii, tatăl artistei i-a spus internautei că doamna Maxer nu este singură pe lume, precizând că acum a scăpat de chinul vieții ei, dar și al părinților fetei, făcând clar referire la fostul soț. Invitat într-o emisiune TV, cântărețul a spus că a fost complet șocat atunci când a aflat ce a comentat fostul socru despre el. Bărbatul a spus că aceștia au avut mereu o relație civilizată și bazată pe respect. El a mărturisit că în urma acestui comentariu răutăcios, fostul socru i-a trimis un mesaj lui Dinu, explicându-i de ce a scris acele cuvinte pe Facebook. Tatăl vedetei s-a justificat, spunând că a fost scos din fire de acea femeie și a scris la nervi.